Doi amici, Niță și Ghiță, șed la o masă în berărie și vorbesc încet despre cine știe ce. Ușa stabilimentului se deschide cu zgomot și intră foarte vesel un muștiriu nou, un om mai mult tânăr ca bătrân. După toate aparențele, sosește dintr-un alt stabiliment similar, unde trebuie să fi stăruit mult. Noul sosit se uită la mesele ocupate. Pare că ar căuta o cunoștință și își oprește în sfârșit privirile asupra celor doi amici. Cu pas mai mult hotărât decât sigur, vine drept la masa lor. Muștiriul cel nou îngălează silabele, pe unele prea slabe, neglijindu-le chiar de tot. Salutare, Neică! Salutare! Salutare! Îmi dați voie? Poftim! Vă deranjez, ca vă zic. No. Vorbeați ceva secret? Aș. Frate, o fi târziu că pe-a meu l-am dat să-l dreagă. Unul fără un sfert. Umble regulat? După gară. Mița acu trebuie să fie... Cât ai zis că e? Unul fără un sfert. Între Ghergan și Colțești. Am lăsat-o să plece cu șeful. Bate tare în masă. Bine, frate, eu nu beau nimic, avazică. Dă-mi o halba! Niță și Ghiță se uită unul la altul, întrebându-se reciproc din ochi cine este amicul. Amicul ciocnește halba cu paharele amicilor și bea. Pardon, un moment. Pleacă. Cine e amicul, cunoști? Nu. E cam trecut. Ce cam, e bine de tot. Amicul se întoarce la loc. Frate, e târziu? Câte se fie? 1:10. Acum sunt în gara la Titu. Mănâncă gogoși la Madame Marica, vă zic. Cine, nene? Bița, nu ți-am spus? Băiete, o halbă! Frate, cine e Mița asta? Fă-mă să înțeleg. Cum, nu știi? Nu. Nevastă mea, frate. Oh. Bine, nene, nu ți-e frică să o lași singură noaptea pe drum? Băi, nu ți-am spus că nu e singură. E cu șeful. Bine, bine, înțelegem noi, dar în sfârșit, tocmai de-aia. Parcă de o femeie singură... N-ai grijă, cupeu separat. Intri, închizi lumina, tragi pierdeluțele și te încui pe dinăuntru. Cupeu de servici, ca vă zic, separat. Face cu ochiul. Poți să dormi până dincolo de filiaș. Trenul 163. Al mai bun pentru noi ăsta, trenul 163. Câte sunt acum? 1:30 trecute. A plecat din Titu. A trecut și de Mătășaru. Mița acu trebuie să-i tragă la soamne. Da, șeful. Și șeful. Pardon, un moment. Plec. E dulce. Bărbat de zahăr. Stai să vedem ce fel de persoană e Mița. Amicul se întoarce la loc. Singură n-aș lăsa-o eu. Știi, femeie tânără nu face să umble singură. Sunt măgari care n-au manieră și... Dacă o fi și curățică... Curățic? Mița curățic? Ce vorbești, domnule? Îmi pare rău. Frumoasă, domnule, îngheață puțul. Stai să vezi. Se caută în buzunar, scoate portofelul și din portofel o poză pe care o trece amicilor. Amicii privesc lung poza cu niște ochi plini de admirație. E, așa e? Strașnică, domnule. Minune. Aș, poza e moft. S-o vezi în natură, domnule. E ceva, ca vă zică, mă rog, destul, s-o vezi în natură. E înaltă? Potrivit. Blondă? Aur, nu altceva. Uite păr, crezi că-l face cu ferul? Aș, natur. S-o vezi dimineața cum drăcuiește că nu și-l poate descurca, e lucru mare. De câți ani e? Cam de cât zici de-a ta după poză? De vreo 25. Vezi? Și mai zici că în poză te flatează. N-am plinit nici 21. Fie nene să vă trăiască. Ați știut ce ați ales. Și o iubești? E bravo. Cum să nu o iubești?
E lucru mare, domnule, când îți spui. Apoi, gara, la noi e comedie. Toți pasagerii, când trece trenul ziua, toată lumea, uite așa, întoarce capul și se uită la ea la fereastră, că stăm sus, în gare. Da, șeful unde șade? Tot sus. Aha. Șeful e familist? Aș, nu vrea să-l zoare, să că nu ține la femei. Ce mai râde Mița de el e lucru mare. Mereu îl tachinează. Și să vezi ce e frumos că el se supără. Odată nu știu cum l-a tachinat, că s-a certat răstrat. N-a vorbit rău o zi întreagă. Și pe urmă? Pe urmă s-a împăcat. Trebuia să-mi pece, n-aveam cotro. Dacă mâncăm împreună, ca v-a zis că știi, vine veste cineva vis-a-vis la masă. O să poate. A stat e serios cât a stat și mă făceam și eu serios. Și zice șeful, pardon, mașer, v-am călcat. Și pe urmă ne-a pufnit pe toți râs. Da, șeful, ce fel de om e? Foarte bun băia. Nu adică de bun, dar ce fel de om e în vârstă? E, aș... Nici de 30 de ani. Să vezi, domnule, frumusețe de băiat. Stai, că am uitat să vi-l arăt. Scoate iar portofelul și din portofel o altă poză. Uite. Amicii iau poza și o privesc cu oarecare gelozie. Așa e? Voinic bărbat. Aș, să-l vezi în natură. Mai înalt ca dumneata. Și încă în poză nu iese roșu. Să vezi când își pune șapca roșie așa ca la o parte. Strașnic, doamne. Mustețele aia negre ca abanos. Și niște sprincene. Când trece trenul, toate coale cu ochii la el. Să-l soarbă și mai multe rău. Dacă n-ar avea șapca roșie, l-ar de ochia de amărițele. Da, scuză-mă să te întreb, copii aveți? Ce vorbești, nene? Sunt însurat numai de 5 luni. Așa? Apoi atunci nu e vremea pierdută. O să aveți. Așa nădăjduim și noi. Câte ceasuri sunt, ia vezi? 2:15. Acum intră în Leordeni. Mă rog, dar dumneata, ce ești acolo la gară? Eu? Magazioner? Mai l-am urând? E cam târziu, mâine am canțilere de dimineață. Nu m-a urând. Băiete, trei! Și acum ești în concediu? Ce concediu? Ce să mai cer concediu? M-am voiește șeful că vrea să plec. Poate să lipsești și câte 3 zile. Nene. Mai ales acum cu criza asta, nu prea atâta lucru. Nene, dă-mi voie să închin în sănătatea soției dumitare, să mă trăiască. Mersi. Și eu închin în sănătatea șefului dumitale, să vă trăiască. Mersi. Ghiță dă să bea, îi răsare și pufnește. Nene, nene, lasă-mă să te pup. Ești mai dulce ca mierea. Mult aș vrea să cunosc pe șeful și pe soția dumitale. Ce-or fi făcând ei acum? Dorm tu. Câte ceasuri ai? 3 fix. A intrat în Pitești. La Pitești stă 33 de minute. Cei doi amici îl îmbrățișează pe rând și îl pupă cu multă căldură. Nene, ești un om fericit. Să trăiești. Asta ce e drept, așa. Sunt fericit, slavă Domnului. Nevastă frumoasă, am să-l trăiască. Slujbușoară bunicică am. De, oricât se zice, magazioner. Dacă nu curge pic. De șef în cai, ce să mai zicem? Este ca și un frate. O dată ce ți-e cumnat care va zică. Amândoi amicii, după ce au râs tare, rămân foarte nedomiriți. Cum cumnat? Dacă e fratele Miții, dar ce credeai? Atunci n-am făcut nimic. Cum n-am făcut nimic? Noi gândeam... Cum, nene? Apoi dacă nu era frate bun, se putea?
Cum adică? Era să las așa mândrețe de femeie noaptea, cu așa frumusețe de bărbat în cupeu de servici? Face cu ochiul. Se pare că ai mă zică. Știi că îmi place. Câte ceasuri ai? Ce-ți pasă? Vorba e, vreau să știu unde e Mița acum. 3:30 trecute. A plecat din Pitești. Hai să mergem undeva să bem câte un șvarț. Nu mai mergem. De ce? Nu mai ai niciun haz.